urmează ceremonia oficială de semnare a acordului de finanțare între Republica Italiană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru accelerarea tranziției echitabile în Republica Moldova. Semnează pentru Republica Italiană Excelența sa, domnul Lorenzo Tomassoni, ambasadorul Republicii Italiene în Republica Moldova. Pentru Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova, Excelența sa, doamna Daniela Gașparicova, reprezentantă rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Mulțumim mult! Am asistat la momentul solemn de semnare a acordului de finanțare între Italia și PNUD Moldova pentru accelerarea tranziției echitabile în Republica Moldova. Invit domnii miniștri să ia loc și vom avea acum o sesiune de mesaje de salut. După aceea, conform agendei, va fi de asemenea un scurt timp pentru întrebări și răspunsuri din partea reprezentanților mass media, pe care îi salutăm la eveniment și le mulțumim pentru prezență. De anul trecut, pentru a face față crizei energetice și a sprijini populația în contextul prețurilor exagerate la resursele energetice, Guvernul Republicii Moldova a creat și administrat cu succes Fondul de Vulnerabilitate Energetică, având sprijinul generos al Uniunii Europene, al Slovaciei și PNUD. Astăzi avem o nouă susținere din partea Republicii Italiene pentru actualul sezon de încălzire. Îl invit pe domnul ministru Victor Parlicov, ministru al Energiei, domnul Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Daniela Gașparicova, reprezentantă rezidentă PNUD Moldova și, de asemenea, domnul ambasador cu permisiunea dumnealui, pentru a ne vorbi despre beneficiile și importanța acestui acord între Italia și PNUD Moldova. Domnul ministru al Energiei, Victor Parlicov, vă rog. În primul rând, țin să mulțumesc ambelor părți și atât Guvernului și poporului Italiei. Vă rog să transmiteți cele mai sincere mulțumiri din partea Republicii Moldova, poporului italian, pentru acest sprijin. La fel, PNUD Moldova a făcut o muncă enormă atunci când a fost vorba de sprijinul pentru Republica Moldova, canalizarea acestui sprijin, atunci când am avut cea mai dificilă perioadă în istorie cu ceea ce ține de prețurile la energie. Și acest nou suport, el într-un fel este foarte simbolic, el marchează câteva elemente. Pe de o parte, noi, o parte din acest suport, în continuare, este alocat pentru sprijinul populației sau cetățenilor noștri aflați în vulnerabilitate energetică să facă față facturilor, pe de o parte. Pe de altă parte, acest sprijin, o parte din acest sprijin, vine să investească în dezvoltare, vine să investească în
elemente care ne vor permite pe viitor să reducem povara pe consumatori, nu din contul prețurilor mai joase sau mai mici, dar din contul eficienței și din contul posibilității de a integra mai multă energie regenerabilă în rețea. Pentru că dacă prima parte de sprijin care merge pe vulnerabilitate energetică va fi deci atribuită, va fi distribuită, mai bine zis, prin intermediul mecanismelor deja existente, atunci a doua parte de sprijin este cea despre care s-a vorbit poate nu atât de mult și poate nu toată lumea cunoaște, vine să finanțeze un proiect pilot, dar de o necesitate, de un viitor, în opinia mea, de un potențial enorm, ce ține de contoare inteligente. Contoare electrice inteligente care eventual vor permite mai multe chestii. Pe de o parte să avem consumatori care vor avea tarife diferențiate în funcție de oră, își vor schimba comportamentul în funcție de prețurile la energie de la oră la oră. Inclusiv aceste contoare au posibilitatea să transmită informații și semnale direct către anumite casnice, deci cum se numesc ele, appliances, electrocasnice și echipamente electrice din casă, când să pornească, când să oprească consumul, inclusiv mizăm foarte mult pe aceste contoare atunci când vine vorba de a integra sau a trece la o electrificare a transportului, pentru că atunci când 90% din automobile, 90% din timp stau pe loc și majoritatea stau în priză. Și asta nu sunt altceva decât acumulatoare pe roți. Ceea ce presupune că ei pot să încarce la orice oră când este energie abundentă și prețul este mai jos și poate din potrivă chiar să dea indicații să alimenteze casa cu energie atunci când energia din rețea este mai scumpă și este mai rară, deci este mai puțină energie în rețea. Deci aceste contoare, chiar dacă par a fi un lucru elementar destul de mic, așa ca vizual, vă uitați, un contor, deschid o cale pentru o tranziție energetică robustă și o capacitate mult mai mare de a absorbi energie regenerabilă și de a crește cota de energie regenerabilă în consumul total de energie. De asta, ceea ce văd este un sprijin care este foarte simbolic. Pe de o parte, el marchează, sper eu, că o ieșire din criza de prețuri. Deja prețurile se încep a reduce, deja intrăm treptat într-o normalitate și, pe de altă parte, marchează începutul investițiilor de viitor, începutul rezolvării fundamentale a problemei de vulnerabilitate energetică prin integrarea energiei regenerabile și creșterea eficienței consumului. În sensul ăsta vreau să mulțumesc tuturor părților. Avem așteptări foarte mari față de aceste proiecte. Vrem să testăm cu ajutorul contoarelor inteligente, care e vorba de peste 30.000 de contoare inteligente la nivel de țară, ceea ce este enorm din punct de vedere a eșantionului care poate fi poate detestat mai multe metode de aplicare a prețurilor. Și chiar ne dorim acest lucru. Discutăm inclusiv și cu Agenția Națională de Reglementare Energetică ca pentru acești consumatori, pentru cei care vor avea contoare inteligente, să putem aplica alte formule de prețuri reglementate, orare, deci pe perioade, care să poată să putem vedea cum se va schimba comportamentul acestor consumatori și care va fi impactul pe termen lung a rețelelor. Așteptările sunt foarte mari. Vrem anul viitor deja să încheiem un an, un ciclu cu contoarele astea care ne vor permite să facem o mult mai bună modelare a comportamentului în rețea. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată pe această cale vreau să spun că
Marcăm ieșirea din perioada de criză și începutul tranziției spre energie durabilă. Mersi. Mulțumesc mult, domnul Victor Parlicov, ministru al energiei. Și acum, cu mesajul de salut, îl invit pe domnul Alexei Buzu, ministru al muncii și protecției sociale. Poftim. Bună ziua, excelență, stimați colegi, felicitări cu această ocazie. Este un proiect pe care noi îl așteptam. Am lucrat toate echipele destul de asidu ca să astăzi să celebrăm semnarea acestui acord de finanțare. Și eu vreau să mulțumesc poporului italian și guvernului din Italia pentru acest sprijin. Noi apreciem foarte mult că ei sunt alături de noi, inclusiv în această perioadă dificilă, alături de guvern și alături de cetățenii Republicii Moldova. Eu vreau să-mi exprim și recunoștința față de minunata echipă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Republica Moldova. Am muncit asidu pentru ca să ne asigurăm și în al doilea an. Avem un program de suport pentru gospodările din Republica Moldova pentru perioada rece anului. Și-au asumat foarte multe riscuri, și-au asumat foarte multe responsabilități și în calitate de ministru eu sunt recunoscător de colegialitatea și prietenia dumneavoastră. Mersi foarte mult! Vreau să utilizez această eveniment să mulțumesc cetățenilor Republicii Moldova pentru faptul că sunt răbdători, pentru faptul că diligent consumă sursa de energie. Anul trecut și sunt sigur și în acest an vom reuși să consumăm energia mult mai eficient, mult mai diligent și cu mai multă grijă. Le mulțumesc pentru răbdarea care dau dovadă în această perioadă, când mai avem anumite dificultăți de a se înscrie în programul de compensație și vreau să-l spun că sunt recunoscător foarte mult pentru acest fapt. Și, în ultimul rând, vreau să mulțumesc echipei minunate de la Minister pentru dedicația pe care au depus-o, pentru efortul necontenit de dimineață până în noapte, în această perioadă, să fie alături de cetățeni, să le răspundă, să-i ghideze, să soluționeze toate problemele legate de programul de compensații. Acest program, în esență, are trei schimbări fundamentale. În primul rând, ceea ce a spus colegul meu, domnul Parlicov, legat de acest proiect pilot care va eficientiza consumul de energie. Eu sunt sigur că noi o să avem foarte multe lecții prețioase pe viitor din acest program. În al doilea rând, cu suportul poporului italian, vom susține gospodăriile vulnerabile din Republica Moldova în acest sezon rece. Și în al treilea rând, implementând acest program de compensații, de fapt, noi regândim modul în care statul, guvernul interacționează cu cetățenii. Acest program este, după mine, unul foarte inovativ. În esență, este un nou model prin care guvernul poate să fie aproape de gospodăriile vulnerabile din Republica Moldova și, de fapt, lecțiile programului de compensații, noi acum încercăm să le transpunem în alte inițiative și programe ale Ministerului și ale Guvernului. De aceea, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult că sunteți aproape de cetățenii Republicii Moldova și de Guvernul nostru și eu sunt sigur că și în această iarnă vom depăși cu bine. Mersi mult! Mulțumim mult, domnule ministru Alexei Buzu. Și acum invit pe excelența sa, domnul Lorenzo Tomassoni, ambasadorul Republicii Italiene în Republica Moldova, pentru un cuvânt de salut. Domnule ministru al energeticii, ministru al muncii și protecției sociale, doamnă reprezentantă rezident al PNUD Moldova,
de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei și a războiului hibrid întreprins de Rusia împotriva Moldovei. Noi susținem Chișinăul politic, la fel și prin contribuțiile financiare și bunuri umanitare. În total, în 2022-2023, noi am oferit 43 de milioane de euro plus 20 de tone de bunuri și o tabără pentru refugiați și 4 antiincendiare. Ca copreședinte a grupului de suport pentru Moldova și ca membru fondator al Uniunii Europene, Italia este mândră să contribuie la reziliența sectorului energetic a Moldovei. Deci o națiune soră și un candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi îmi pare foarte bine să semnez cu PNUD și în prezența primului ministru și a ministrilor energiei și muncii un acord de 10 milioane de euro care abordează necesitățile celor mai vulnerabile familii. Mulțumesc frumos lui Daniela Gașparicova și domnului Parlicov și Buzu pentru lucrul de echipă care a dus la finalizarea acestui document. Acești bani vor susține guvernul moldovean în a ajuta moldovenii. Cetățenii moldoveni va fi folosit pentru două scopuri interconectate, așa cum a spus domnul ministru. E vorba pe de o parte de compensarea în iarna curentă a facturile pentru cei mai vulnerabili moldoveni. Și pe de altă parte va permite instalarea acelor contoare inteligente pentru a ajuta familiile vulnerabile și instituțiile publice. Deci, aceste contoare inteligente sunt o tehnologie foarte avansată. Ele vor contribui pentru a face rețeaua de distribuție a Moldovei mai eficientă, mai sigură și va putea să gestioneze electricitatea produsă din regenerabilă. Mai multă eficiență va însemna costuri mai mici și vulnerabilitatea mai scăzută pentru Moldova și pentru restul Europei. Astăzi, aceste 10 milioane sunt doar primii bani care urmează scopul unui sector energetic mai puternic și mai rezilient. Eu deja am avut plăcerea și onoarea să anunț cu ocazia platformei de suport în Moldova, conferința de luna trecută. Vreau să folosesc această oportunitate pentru a reaminti că încă 10 milioane de euro de bani italieni vor urma. Doamnelor și domnilor, în septembrie, la Roma, viceministrul Stoiane și Popescu au semnat o declarație pentru fortificarea parteneriatului bilateral între Italia și Moldova. Moldova nu este singură și se mișcă rapid, inclusiv domeniul energiei, împreună, deci pe calea spre a deveni membru cu drepturi depline a UE. Noi suntem cu Moldova. Împreună suntem mai puternici. Mult, domnule Lorenzo Tomassoni, excelența sa, ambasadorul Republicii Italiene în Republica Moldova. Și acum o invit pentru un cuvânt de salut pe excelența sa, doamna Daniela Gașparicova, reprezentantă rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Poftim! Mulțumesc frumos, excelență, domnilor miniștri, parteneri, este o plăcere să fiu martoră a extinderii suportului și colaborării permanente pentru a permite reducerea vulnerabilității energetice în Republica Moldova, la fel și a permite ca să avansăm cu scopurile ambițioase de eficiență energetică și transformarea sectorului energetic. Eu mulțumesc guvernului italian pentru faptul că ne-a oferit aceste oportunități pentru a promova aceste reforme ambițioase cu suportul lor generos financiar. Doamnelor și domnilor, problema sau provocarea timpului în care noi trăim nu este să cerem altceva decât la ce suntem toți angajați, dar fiindcă suntem toți astăzi aici pentru a realiza acest lucru deci ca parte a scopurilor durabile.
Deci e vorba despre Republica Moldova și alte țări care s-au angajat să facă numai puțin decât să reducă vulnerabilitatea energetică, să reducă sărăcia și îmi pare foarte bine că această contribuție va permite nouă să promovăm acest scop. La fel și să contribuim la reducerea intensității energetice, diversificarea resurselor energetice și să facem acest lucru prin folosirea cele mai bune tehnologii disponibile la nivel global. Să facem acest lucru ținând cont de digitizare, inovare și transformare energetică. Nu este o sarcină mică și eu sunt foarte entuziasmată să fac parte din aceste obiective și să văd cum această abordare care se numește să nu lăsăm pe nimeni în spate și care face cetățenii vulnerabili a acestei țări să poată să beneficieze de pe urma acestei tranziții. Deci nu va stabili modelul cele mai bune practici pentru Moldova, dar de fapt va fi cea mai bună practică pentru regiune și la nivel global. Eu cred că acesta este total în conformitate cu tranziția, cu planul verde a Uniunii Europene și cu acordul la Paris, asupra căruia noi toți în mod colectiv lucrăm. Deci, doamnelor și domnilor, încă o dată mulțumesc frumos pentru faptul că ați oferit oportunitatea Prudului să fie parte din această exercițiu, să lucrăm împreună cu voi, să împărțim riscurile cu voi și să venim cu să avem și modalități creative pentru a rezolva această criză și să folosim această criză ca pe o oportunitate și în cele de urmă să vedem și un rezultat foarte bun. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim foarte mult! Acestea au fost mesajele de salut cu ocazia semnării acordului de finanțare între Italia și PNUD Moldova pentru reducerea vulnerabilității energetice în Republica Moldova, cooperarea, accelerarea pentru tranziția echitabilă în Republica Moldova, tranziția energetică. Și acum trecem la partea de întrebări-răspunsuri din partea colegilor noștri jurnaliști care sunt prezenți aici în sală. De aceea vă rugăm, cine are întrebări, să vă apropiați de microfon ca să le adresați. Perfect. Deci, în cazul în care, pentru întrebări, avem rezervată sala adițională, deci noi punem aici punctul acestei ceremonii solemne de semnare a acordului și vă mulțumim pentru prezență, pentru faptul că astăzi avem pentru Republica Moldova, beneficiem prin acest eveniment de un acord de finanțare între Italia și PNUD Moldova pentru accelerarea tranziției echitabile în Republica Moldova. Un acord prin care Guvernul Republicii Moldova va beneficia de sprijin și va putea să ajute cetățenii Republicii Moldova. Vă mulțumim pentru participare și o zi frumoasă în continuare. Mulțumim PNUD Moldova, mulțumim Guvernului Italiei. Cele bune! Și jurnaliștii sunt invitați în sală pentru a adresa întrebări. Curând, ca să înțelegem, acest acord de finanțare, el este grant sau este împrumut? Grant. Deci este un acord prin care guvernul Italiei, prin intermediul PNUD, va finanța Republica Moldova în pe două dimensiuni. Pe de o parte, cam o jumătate de bani se duc în fondul de vulnerabilitate, care va permite și sprijinul pentru consumatorii vulnerabili, și o altă jumătate de bani merg pentru un proiect de pilotare a contoarelor inteligente la, dacă nu greșesc eu, 35.000 de consumatori, care va permite să testăm diferite modele de prețuri, cum dacă stabilim prețuri în funcție de oră la ore diferite, cum se schimbă comportamentul consumatorilor și cum ne ajută asta pe noi într-un final să avem o mai bună repartizare a sarcinii rețea și o mai bună integrare a energiei regenerabile. Cum putem crește absorpția energiei regenerabile în rețea. Asta este, spunem, sunt două elemente, eu nu degeaba am spus că marchează parcă, deci, sfârșitul crizei și începutul tranziției și dezvoltării, pentru că jumătate de
sprijin este alocat pentru compensarea facturilor mari care, spunem, am trecut de această perioadă, cea mai înaltă parte, cele mai mari prețuri deja le-am depășit, dar oricum încă nu suntem într-o normalitate cu prețurile nici la nivel european. Și a doua parte, cam tot jumătate de sprijin, este alocat deja pentru începutul tranziției verzi. De asta este oarecum simbolică această structurare a proiectului și sprijinul care este oferit de Italia și pentru care suntem extrem de recunoscători poporului italian. Care este perioada de implementare a acordului? Deci pentru fondul de vulnerabilitate, probabil că vă spunem, cunoaște mai bine domnul ministru Buzu, dar cred că e pe anul ăsta. Proiectul cu contoarele inteligente, la fel sperăm în anul care vine, în 2024, să finalizăm și nu doar implementarea, deja să avem date în baza cărora putem să facem niște analize și care să venim niște concluzii pe viitor, ce facem mai departe cu investițiile suplimentare în contorizare inteligentă și pe cât ele sunt benefice pentru sistem. Instalarea contoarelor a început pentru că proiectul a fost anunțat primele contoare au fost instalate mai întâi, da, din resurse proprii, dar ideea este, da, noi am avut contoare care au fost instalate la câteva instituții publice, dar acum noi vom merge, repet, 35.000 de consumatori, sunt aproximativ 3% din toți consumatorii din Republica Moldova. Deci este un eșantion imens. Da. Aceste contoare inteligente vor fi procurate din acești bani și oferite gratis acestor, da, consumatori? Da. Deci, în primul rând, marea majoritate a consumatorilor, aceste contoare, asta și-a fost unul din motivii de ce noi am căutat un sprijin de grant, pentru că atunci când se aprobă investițiile pentru contoare, inclusiv pentru contoare, contoarele astea intră în tarife. Deci contoarele astea nu sunt din contul consumatorului, ele sunt instalate de către distribuitori, care eventual sunt transpuse în costurile tarifare. Respectiv, noi mizăm și beneficiem de acest sprijin ca și grant, pentru a nu pune presiune pe tarife cu această investiție, dar care ne va permite să evaluăm dar pe cât această investiție este benefică pentru rețea în total și pe cât se merită noi ca și țară să mergem înainte cu instalarea contoarelor inteligente deja din contul consumatorilor prin tarife. Dar cum vor fi selectați acești consumatori? Eu cred că detaliile astea vor fi lucrate la nivel de PNUD, la implementarea proiectului cu companiile de distribuție. Ceea ce eu îmi doresc, ceea ce voi solicita, este ca această repartizare a contoarelor să se facă în baza unui eșantion reprezentativ, ca noi chiar să ne dăm seama în mediu cum în țară se va schimba situația în rețele, dacă toți consumatorii vor avea asemenea contoare inteligente și un sau alt model de prețuri aplicat acestor consumatori. De asta și vrem să testăm mai multe modele de prețuri, mai multe eșantioane de consumatori. Acest proiect ne va permite să facem acest lucru. Deci e un fel de proiect care vine să testeze pilot, această... Da. Conceptul de contoare inteligente și cum ele pot fi benefice pentru consumatori și pentru rețele. Domnul ambasador a precizat că urmează să mai vină un sprijin suplimentar, tot în valoare de 10 milioane. Da. Tot vor fi în cadrul... Ăla deocamdată nu este alocat, el deocamdată nu este, spunem, ferm alocat pentru ce va merge acest sprijin, dar inclusiv în baza, spunem, analizei pe care o vom face cu contoarele inteligente, vom lua decizia dacă să cerem bani suplimentari de la guvernul italian pentru contoare inteligente sau poate îi alocăm pentru altceva. Dar cât costă aceste contoare? Care e prețul lor? Asta urmează să fie tender făcut. Deci, în general, da, ele sunt... Asta și-a fost raționamentul, asta e și motivul de ce Andrei nu acceptă imediat toate contoarele să fie trecute direct pe contoare inteligente, pentru că ele sunt semnificativ mai scumpe decât astea ordinare și atunci asta ar însemna o presiune pe tarife. De asta și încercăm mai întâi să testăm, după care vom lua decizia ce facem, cum mergem mai departe. Bine, noi am vrut să vă întrebăm referitor la voucherile astea pentru reducerea consumului la energie. Asta e, da, ok, asta e alt subiect. Câte tipuri de vouchere sunt
Și pentru că știm că primele este pentru becuri, de exemplu, în valoare de 500 de lei. Ele au fost testate, da, ele au fost testate în valori. Dar sunt anumite categorii de electrocasnice care sunt eligibile pentru asemenea program. Este vorba de corpuri de iluminat becuri, este vorba de mașini de spălat, este iată vorba care este de valoarea unui voucher. El va fi calculat diferențiat față de, în funcție de o gospodărie casnică. Acum, la fel, asta este un proiect pilot, un proiect de testare a unui mecanism pe care noi, ulterior, în baza experienței pe care o vom acumula din resursele care au fost alocate prin PNUD, vom trage concluzii și vom spune, dar merită să alocăm mai mult sau merită să alocăm mai puțin, dar electrocasnicele astea trebuie excluse sau trebuie menținute sau trebuie excluse din program, etc., etc. Deci, acum este o fază de pilotare și este important că ceea ce vreau să subliniez aici, până la urmă, noi ne focusăm deja și punem accent nu atât pe reducerea prețurilor și tarife, eu vreau să schimb discuția de la hai și-om discuta despre cât e tariful, despre hai și-om discuta cât e factura. Pentru că noi avem rezerve imense la capitolul irosire de energie și noi achităm facturi în alte deseori, nu din cauza faptului că prețurile, tarifele sunt mari, dar din cauza faptului că irosim o mulțime de energie. Energie termică la încălzirea clădirilor, energie electrică la utilizarea echipamentelor neperformante, etc., etc. Deci, acum pornim pe o altă cale. Haideți să ne detașăm de subiectul ăsta și de discuțiile astea referitoare la cât e cubul de gaz și să ne concentrăm pe lucrurile cu adevărat importante, cât e factura și de ce factura e așa de mare și cum putem să facem factura mai mică, indiferent cât va fi cu prețul la gaz. Așa, și am vrut să vă întreb cum au fost selectate magazinele, pentru că, de exemplu, rețea de magazine a renunțat. A fost făcut un proces iterativ. În primul rând s-au selectat prin tender, după care, da, în proces am înțeles că una din rețele a refuzat. Din păcate, nu știu care a fost motivul, chiar nu am intrat în detalii, cred că detaliile astea puteți să le aflați de la PNUD, dar este important până la urmă cetățenii să aibă acces și asta ne-am dorit, să avem rețele care pot acoperi o zonă cât mai largă, să nu avem așa că, uite, cetățeanul care vrea să-și schimbe, nu știu, un frigider, trebuie să meargă la Chișinău, la o bază din Chișinău, ca să-și schimbe frigiderul, nu știu, la Drotia. Deci, am avut nevoie de o acoperire cât de cât largă la nivel de țară. Am înțeles. Da, și referitor la gaz, dacă există premise ca acesta să se ieftinească anul viitor, dacă da, când și cum? Noi, repet, haideți să o ieșim din iarna asta și să vedem cât vor fi prețurile la gaze de piață anul viitor. Ceea ce e important să înțelegem că atunci când vom ieși din iarna asta, cu prețurile astea, noi deja nu vom mai avea, spunem așa, nu vom mai fi ancorați, nu vom mai avea de, spunem, compensat stocurile mai scumpe de gaze care au fost acumulate în anul precedent. Deci noi vom porni practic de la zero și vom avea niște prețuri mult mai aproape de condițiile curente de pe piață decât am putut avea anul ăsta. Dar energia termică se va ieftini? Pentru că știm că în vară s-a scumpit, dar totuși prețul la gaz a fost redus, tarifele la gaz a fost reduse. Păi, vă dați seama, cea mai mare parte din energie electrică la noi este vine de la centrala termoelectrică moldovenească și atunci, sigur că are rolul și prețul la energie electrică generat centralele noastre, deci termoelectrică și de Cernor. Dar ceea ce am vrut să spun aici, acum ANRE este în proces de revizuire și analiză acestor tarife. Pentru mine, și termică și electrică. Pentru mine este important noi să nu facem așa numite, cum știți, valuri tarifare. Cu alte cuvinte, să micșorăm tarifele la căldură, de pildă, acum, ca să le majorăm de la 1 ianuarie, pentru că Andrei ia în considerație anul calendaristic. Andrei, și noi le-am sugerat acest lucru,
ar fi bine să găsească o soluție cum stabilizează și mențin stabile prețurile pe perioada, cel puțin pe perioada sezonului de încălzire și amortizează acestor șocuri. Nu să trebuiască să le scadem în noiembrie ca să le creștem în ianuarie sau să le creștem în noiembrie ca să le scadem în ianuarie. Să le aplatizăm pe nivelul, pe întreg sezonul. Asta mi-aș fi dorit, să nu bulversăm societatea cu schimbări permanente de tarife. În rest, eu sunt sigur că cei de la agenții au multe detalii să vă comunice. Dar sunt premise acum. Sunt premise acum ca energia termică să scadă prețul. Deci dacă vor fi, ANRE va interveni, dacă nu vor fi acum, ANRE va interveni când va fi cazul. Și asta doar de precizare, despre acest proiect pilot. Suma care a fost semnată ca acordul va merge pentru compensarea facturi. Da. Cât la moment, câți cetățeni au depus cereri și dacă puteți să ne spuneți că s-a decis cum vor fi repartizați acești bani? Și dacă sunt pe anul ăsta? Da, deci la moment avem aproximativ 610.000 de gospodării care s-au înscris în sistemul de compensație. Vreau să reamintesc tuturor cetățenilor că mai au până pe data de 25 noiembrie să facă acest lucru, dacă doresc să beneficieze de compensație pentru luna noiembrie. Suportul financiar va fi utilizat atât pentru a oferi compensații direct în factură cetățenilor Republicii Moldova, cât și pentru implementarea mai departe a programului, pentru că în spatele acestui sistem de compensație este o echipă care lucrează diligent, atât echipa tehnică, avem un call centru, avem echipă care lucrează cu cetățenii, cu asistenții sociali, cu bibliotecarii, care oferă suport metodologic, ghidare, încearcă să soluționeze problemele care se confruntă cetățenii atunci când se înregistrează în sistemul de compensație. S-au făcut niște calcule cât pentru acest an, cam ce sumă ar fi nevoie? Da, noi am făcut aceste calcule, am determinat și plafoanele de compensații. Mâine, în ședința de guvern, va fi votată hotărârea de guvern. Imediat după ședința de guvern, voi ieși în fața presiei și voi comunica aceste detalii. Deci, în special, ne vom referi la care sunt criteriile în baza cărora vor fi determinate gradele de vulnerabilitate și care vor fi acele plafoane de compensații, atât pentru gaze, pentru termie și pentru gospodăriile care se încălzesc cu energie electrică. Mâine, imediat după ședința de guvern, voi comunica acest lucru. Deci până mâine nu ne dați nicio... Da, da, deci până mâine pentru... Da, deci clarificăm acum ultimele detalii, dar mâine o să fie totul clar. Și aceste 5 milioane urmează să fie valorificate în perioada aceasta, deci, regeană? Da, aceste 5 milioane vor fi valorificate în această perioadă regeană. Ne referim noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, luna martie, anul viitor. Am înțeles corect. Deci din acești bani, o parte vor merge la facturi, o parte merge mai mare pentru remunerarea personalului tehnic, deci, care e în spatele acestui proces. Da, dar majoritatea resurselor vor merge pentru direct la compensații, o parte mai mică vor fi utilizate pentru a acoperi costurile de gestionare a acestui program. Ambasadorul Italiei a anunțat că o să mai vină un astfel de grant, da? La fel, jumătate vor fi pentru... Urmează să discutăm cu colegii din guvern, pentru că, cum am spus de mai multe ori, preocuparea noastră este una legată de independența energetică, deci trebuie să accelerăm toate proiectele pentru a ne asigura că nimeni nu va șanteja cetățenii Republicii Moldova prin piața energetică. Doi, să ne asigurăm că consumul nostru este unul foarte eficient și asta este misiunea colegului meu, domnul Parlihov, și, în al treilea rând, că această tranziție în care avem prețuri foarte mari la sursa de energie, noi susținem gospodăriile vulnerabile din Republica Moldova. Deci o să urmează să arbitrăm dintre aceste trei obiective. Suma nu vreți să ne spuneți, dar măcar să ne spuneți de unde vor veni acești bani. Vor fi toți din granturi, din suport? Nu, este o combinație dintre resursele bugetare ale Guvernului Republicii Moldova și suportul oferit atât din partea Uniunii Europene, partea partenerilor noștri, cum ar fi Republica Italiană. Suedia a declarat în cadrul platformei de suport pentru Moldova că va oferi suport. Deci urmează să clarificăm acest lucru. E o combinație dintre resursele din bugetul de stat și ale partenerilor. Ce puțin, suma va fi mai mică decât anul trecut? Va fi mai mică. Deci bugetul, mă refer la bugetul total pe compensații, va fi mai mic.
Da, totuși, poate puteți să ne spuneți suma totală necesară. Bine, nu ne spuneți sau gradele de plafoanele, gradele de vulnerabilități. Așteptăm când răpăriți. Estimarea noastră pentru bugetul de compensații pentru această perioadă a rece anului este undeva de 2.700.000.000 de lei. Mulțumim mult! Așteptăm mâine, doar!